altă idee de a face, de a ridica o răstignire. Ideea e de mult. Ideea e de mult, pur și simplu. Nu era încă. La mine acum e a treia cruce ridicată. La fel în satul La fel în satul Florițoaia Veche. Și am găsit băieții cu care pot să ne deprindesc gândul. Locul îl știam de mult, că era un loc foarte potrivit, foarte frumos. 37. Și ne-am apucat și cu ajutorul Domnului am dus-o la cap. A rămas cu toți mulțumiți de cei și s-a primit. Sătenii s-au implicat, au contribuit da, ceva? Da, și primărie, și sătenii, fiecare după posibilitatea lui. Știți, vine un timp când omul simte lucrul acesta. Să zicem, din tineret să-l privește într-un fel la viață, cu cât trec ani, cu totul altfel. Și cât că asta îl face și să privească mai mult spre biserică. Spre... Da. Șocăritoare. E din lemn. Da, tot da, e din da, lemn. Da, șocăritoare. Cine a realizat lucrarea? Meșter a fost Simeon Bulbaș, primarul de la Radiei Vechi. Dumneavoastră ați apelat la dumnealui? Da. Ca meșter popular? Ca da. Specialist și dumnealui a făcut toată lucrarea. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Așa să lumineze lumina voastră înainte oamenilor și având în faptele voastre cele bogate, să slăvească pe Tatăl nostru cel în cer. Asupra celor potrivnici dăruiește și cu crucea ta păzește prepoporul. Trebuie, iubiți credincioși, noi cerem întotdeauna, noi ne rugăm numai Dumnezeu să ne dăie bine nouă, dar oare ce bine facem noi? Ce bine merităm ca Dumnezeu să ne dăie acel bine. Ca să ne dăie acel bine, trebuie să merităm, să avem merite, să-L iubim și să credem și să facem fapte bune. Așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, dacă dragoste nu am, nimic nu-mi folosește, nici credința. Dacă nu am fapte, dragoste de iubire, aproapele și așa mai departe. Iată atâtea cuvinte, am vrut să vă spun mai multe, nu? V-a spus părintele din viața Sfântului Ierarh Nicolae. Vă mulțumim, vă dorim sănătate, multe bucurii și Hristos a înviat. Adevărat, anul 2007 am început renovarea la biserică, am făcut reparații cu ajutorul enoreașilor
Deci, dumneavoastră ați fost martor și ați binecuvântat acea intrare în satul Făruțaie Vechi, care, într-adevăr, ar vrea să mulțumesc acestor familii din oraș care își aduc contribuția la dezvoltarea satului. Deci aceasta este familia Bălșoi, Livia și Vasilie, familia Didu, Vasilie și Nina, familia Ușurelu, Alexandra și Ion. Deci în contextul acela vedeți că, într-adevăr, când Mihalae Filionit cu contribuția dumnealui, aici au fost inițiatorii și Zinaida, deci când s-a instalat această răstignire, ne-am uitat la gard, ne-am uitat că, într-adevăr, nu erau, ne-am adunat cu oameni și, într-adevăr, vedeți că, într-un timp foarte scurt, am reușit și să facem acest gard la inițiativa și, într-adevăr, o muncă depusă de familie din Reaș, Dare, Anatolie și Tatiana. Deci, într-adevăr, vă mulțumesc tot. Contribuția noastră a fost la tot satul, însă cel mai mult au muncit aceste familii. Un cuvânt în altă sfințite, ultimați creștini. Iată că am avut bucuria să fiu și eu astăzi aici în localitate, în Floritoaia Veche, și să mă bucur împreună cu dumneavoastră de câteva sărbători foarte importante. În primul rând, sărbătoarea sfântă de astăzi, dedicată Sfântului Ierarh Nicolae. Sigur, o sărbătoare deosebită, sfințirea acestui edificiu, acestei cruci, care, de fapt, denotă faptul că cu cât mai multe vom avea, înseamnă că cu atât sufletul nostru este mai deschis către Dumnezeu. Și, în ultimul rând, preasfințite cu venirea dumneavoastră aici în teritoriu. Ori venirea dumneavoastră de fiecare dată nu face altceva decât aduce smerenie, aduce credință în sufletele noastre. Eu aș vrea să felicit locuitorii satului Floritoaia Veche cu aceste evenimente deosebite. Să mulțumesc mult titorilor care ați fost pomeniți aici, că ați dăruit de la dumneavoastră pentru acest lucru frumos. Vreau să îndemn toți cetățenii în continuare să facă acte de milostivire și acte de binefacere, pentru că asta, cum spuneam, ne va face mai buni și de asta avem nevoie astăzi mai mult ca oricum. În fața răstignirii